dacă mai țineți minte review-ul lui Super Meat Boy, pe la final am menționat un alt platformer mult mai interesant decât acel joc. Nu-i țineam minte numele, dar mi-am amintit și prin coincidență creatorul său a lansat un nou joc. Titlul la care atunci făceam referire era Within a Deep Forest, care se întâmplă să fie și gratuit. Iar jocul de astăzi, creat tot de către Niklas Nygren, este Night Sky, un puzzle platformer la care controlezi tot o bilă, dar care este foarte diferit de Within a Deep Forest. În primul rând are un alt stil grafic. În timp ce Within a Deep Forest era destul de colorat, Night Sky este aproape negru. Abordează un stil similar cu cel al lui Limbo de pe Xbox Live Arcade, în sensul că aproape tot ce se află în prim plan este negru, iar fundalul este colorat, dar nu este valabil de fiecare dată. Partea plăcută la grafică este că deși tot ce se află în prim plan este în esență negru, nu este monoton, nu este plictisitor, nu este static. Se pot vedea copaci a căror frunze bat în vânt, creaturi vii, unele chiar pot fi confundate cu elemente din decor cu care se poate interacționa, sau cu inamici, ceva de care jocul duce lipsă. Iar în completarea acestei imagini de pictura, zice, vine muzica foarte calmantă. Asta îmi place foarte mult la Night Sky față de Super Meat Boy. Indiferent cât de frustrant poate fi un puzzle, atmosfera te calmează instantaneu, te provoacă să gândești rațional și calm, liniștit. Este un platformer mult mai relaxant, mai plăcut. Nu-ți vine să înfigi tastatura în monitor și tastatorul într-o fereastră. Asta n-a fost o dudă, asta obții când înfigi tastatura în monitor. Aș spune să încercați și să vedeți, dar nu vreau să fiu dat în judecată pentru monitoare distruse. Revenind la joc, Night Sky încearcă foarte mult să fie un puzzle platformer artistic, în sensul că presărate printre puzzle-uri va fi câte un ecran a cărui singur obiectiv va fi cel de a oferi un peisaj frumos prin care vă puteți plimba liniștit cu o provocare minimă. Asta nu înseamnă că este un joc foarte simplu sau că pentru a-l termina este suficient să ți-i apăsa dreapta. Are o dificultate, să spunem, potrivită, în sensul că începe cu lucruri simple care îți permit să înveți cum funcționează jocul și evoluează pe parcurs la chestii mult mai complexe. Să vă dau un exemplu. Într-unul din primele ecrane vei învăța că poți folosi o rampă pentru a proiecta bila într-o altă secțiune a nivelului. După câteva niveluri, va trebui să faci exact același lucru, dar fără să ai control asupra bilei. Iar modul în care se realizează asta este destul de distractiv. Dacă mai țineți minte Within a Deep Forest, acea bilă avea câteva proprietăți speciale ce puteau fi colectate prin niveluri. Night Sky folosește o idee similară, dar limitează numărul de puteri la 3 și nu trebuie colectate, pur și simplu le primiți atunci când sunt utile pentru acel nivel și sunt îndepărtate atunci când nivelul vrea să lucrați mai mult pentru a-l completa. Cele 3 puteri sunt destul de simple. Prima este frâna de mână, la propriu. Bila se va mișca foarte greu din loc și se va opri mult mai rapid atunci când aveți nevoie. A doua este total opusul. Bila se va învârti foarte rapid, căpătând viteză foarte mare, dar astfel este mult mai greu de controlat cu precizie. A treia putere înlocuiește viteza în anumite niveluri și în esență inversează gravitația, iar această inversiune are efect atât asupra bilei cât și asupra elementelor din decor care pot fi mutate. Lucruri precum cutii, alte bile sau mașinuțe în care bila câteodată va putea intra. De fapt, sunt niveluri întregi la care bila se află într-o mașină, rotația sa acționând direct roțile. Atunci e bine de ținut minte că trebuie să mergeți în sens invers ca să mergeți de fapt înainte pentru a amorti roțile în sensul care trebuie. Când gravitația este inversată, este valabil exact inversul, în sensul că va trebui să mergeți în direcția în care vreți să vă duceți pentru a merge în direcția în care vreți să mergeți. Situația începe chiar să se complice atunci când trebuie să inversați gravitația când ajungeți pe o altă suprafață și să mergeți într-o direcție diferită. Din instinct veți apăsa pe direcția greșită, iar bila va zbura exact acolo unde nu trebuie. Câteodată mai trebuie schimbată direcția rotației direct din zbor, pentru că atunci când intrați în contact cu altă suprafață, cum ar fi tavanul, să aveți suficientă inerție sau forță centripedă. Nu știu exact care, nu mă pricep chiar de bine la fizică. În orice caz, trebuie să vă învârtiți
exact cum trebuie pentru a putea continua drumul pe plafon, deși ați început de la sol. E mai amuzant în practică, dar nu foarte ușor de realizat. Unde mai pot lua socoteală că sunt unele puzzle-uri la care trebuie să interacționezi cu alte obiecte, cum ar fi cărucioare de împins, pietre, chestii de dărâmat și chiar obiecte care pot fi acționate, cum ar fi lacăte ce pot fi distruse pentru a elibera alte locații sau obiecte cum ar fi rotițe sau pârghii, care pot fi folosite pentru a crea drumuri către zone noi din nivel. Mai sunt și tunuri care pot fi activate pentru a mișca obiecte, iar de obicei când vine vorba de interacțiunea cu astfel de elemente de decor, viteza de reacție și precizia este un factor foarte important. Chiar și atunci când nu este implicat niciun astfel de obiect, tot trebuie să aveți grijă. Spre exemplu, atunci când nu ai absolut niciun control asupra bilei. Va trebui să o miști prin alterarea gravitației în așa fel încât bila să folosească din propria inițiativă terenul pentru a fi ghidată acolo unde trebuie. Este mai dificil decât sună. În orice caz, mult mai dificil decât nivelurile la care joci pinball, pur și simplu. Deși acele câteva niveluri la care controlezi simultan atât bila cât și mișcarea paletelor pot fi destul de grele. Poate fi destul de simplu să te autosabotezi. Mai pe scurt, dacă vreți un puzzle platformer artistic, relaxant, cu puzzle-uri nu foarte dificile bazate foarte mult pe fizică, vă recomand Night Sky. Costă doar $10 de pe site-ul producătorului. Dar dacă vreți ceva cu mai multă substanță, tot vă recomand Within a Deep Forest, ce încă mai este gratuit. Și poate fi găsit tot pe site-ul producătorului.